Fetelor, astăzi facem un vlog cu totul special și avem un challenge pe care niciodată fetele nu l-au făcut. Hai să vedem cu cine avem de-a face astăzi. Bună, sunt Maria and I don't really understand Romanian, but I can arm wrestle, yay! Bună, sunt Bianca, am 21 de ani și sper să câștig. Bună, sunt Andreea, am 23 de ani și o să le spart. Bună, sunt Andreea, am 24 de ani și chiar o să-i bag pe toate. Bună, sunt Iza, am 32 de ani și sper să folosesc aceste brațe. Bună, sunt Andreea, am 19 de ani și o să câștig. Bună, sunt Diana, am 20 de ani și fie ca cea mai bună să câștige. Bună, sunt Teodora, am 20 de ani și o să plec cu Mr. Box-ul la casă, sunt sigură. Sala unde am filmat este Downtown Fitness Obor și le mulțumesc pe această cale, este una dintre cele mai șmechere săli de fitness din București. Noi cu toții băieții facem Skanderberg de fiecare dată ca să ne măsurăm forța și să vedem exact cine e cel mai puternic. Dar astăzi o să facem Skanderberg între fete și avem aici 8 fete super frumoase pe care le-am invitat să facem challenge. Pentru câștigătoare avem și niște premii și pentru locul întâi vom avea un mystery box. Locul întâi, 2 și 3 a medalii de aur, argint și bineînțeles bronz. Avem și acest mystery box în care, bă, e ceva greuț aici. Să vedem ce se află înăuntru până la finalul vlogului. Pentru arbitrarea meciului avem un invitat super special și vi-l prezint chiar acum. Andrei este dublu campion național și el va arbitra meciurile și este un profesionist în domeniu. Sunt Andreas, am 28 de ani. Bine! Sunt pe cale să deschid un club de Skanderberg. Ok, foarte tare, bravo. Sunt și medaliat european. În 2015 m-am clasat pe podium european la brațul drept. Am învins precedentul campion mondial. Vreau să le pregătești pe fete, să le faci instructaj. Aș vrea să facem o încălzire simplă. Punem corpul în mișcare. Chiar sunt curios ce încălzire le face Andrei. Bă, cum să încălzești fetele pentru Skanderberg? Hai, vedem. Măsuri de siguranță. În momentul în care simți că se deschide brațul, o să ne ducem după el, nu în direcția opusă. Dacă eu văd o poziție periculoasă, eu voi opri meciul pentru a nu exista niciun risc de accidentare. Meciurile au fost aranjate, o să avem o ordine aleatorie și acum o să vedem exact cine cu cine o să înceapă acest challenge. Andreea cu Diana să intre la masă. Încheieturile trebuie să fie drepte, umerii paraleli, e în regulă. Am o obiecție, Andreea nu ne pot zice, face Andreea, ce face curând. Ready, go! Wow! Băi, câtă forță! Rep, exact, aproape. Privire spre... Privire spre... Trecem la meciul cu numărul 2 și este vorba despre Bianca cu Andreea. Ready, go! Privirea la mă. Privirea la mă. Cine credeți că o să câștige? Vă spuneți voi în comentarii. Băi, cât de stres e și meciul ăsta, la mine să cred. Wow, am întors-o, nu vine să cred, bă. Să cred, nu credeam că sunt atât de ambițioase, frate. Tensiunea poate fi tăiată cu coțico. Ready, go! Round 2, fight! Mă, ce-o trăsui de mult! Face chiar, chiar, chiar. Da! Păi și dacă suntem așa până mâine? Nu! N-ai cum, efectiv, voi vedeți ce se întâmplă aici, nu mă așteptam la așa ceva. Deja e un meci al voinței. Bine! Ajungem la meciul cu numărul 3. Este un meci super special pentru că aș putea să-l numesc meciul atuurilor femeilor. Și este vorba despre Maria cu Andreea Daniela. Intră acum! Ready, go! Bine, bine! G!
și nu vrei să... Ia! Wow, ce întoarcere, băi, ești nebun! Bine! Flawless victory! Băi, ați văzut ce tocmai s-a întâmplat? Aproape să scoată cotul Maria și totuși a câștigat! Nice! Meciul cu numărul 4! Este vorba despre Teodora cu Iza! Să intre la masă! Deci e vorba despre două fete total diferite. Avem o fată gen venită direct de la club și o fată direct din sală. Chiar sunt curioșă să iasă. Hai să vedem! Ready, go! Wow! Popat! Voi ați văzut mișcarea asta? Ce fel, ce mamă, ce seriozitate! Poate fetelor, ce n-ai bătrage? Destrucție meciul ăsta, s-a mișcat un centimetru de la centru. Vede ce prostoase sunt! Deci n-ai cum! Privirea către mână, privirea către mână. Poate oare cine va câștiga? Aproape în semifinale și avem 6 persoane care se luptă pentru Mystery Box. Hai să vedem cine îl va câștiga. Următorul meci, Diana cu Andreea. Să mergem. Go! Privirea către mână. Și Diana pleacă în forță. Tare, tare. Și este unul foarte strâns. Este vorba despre Iza cu Daniela. Să vedem. Go! Chiar sunt curios să văd ce se întâmplă. E vorba despre mușchi, frate, aici. Și eu știu ce înseamnă când e vorba de mușchi. Se pare că avem cu cineva de față strong aici. Finish her! Wow, bine, bravo! Mamă, frate, ce meci la mușchi. Următorul meci este vorba despre Andreea cu Bianca. Haideți să vedem ce fac fetele astea puternice. Facem fizele, doamne. Una perfect. Privirea către priză. Amura nu ne întoarce. I-am tot. L-am tors. Privirea ce stă astea. Privire. Stop. Următorul meci este vorba despre Maria cu Teodora. Maria cu Teodora. Puti cărlaș putea spune. Să vedem. Și la următorul meci este vorba despre Andreea cu Daniela. Să intre la masă. Ready, go! Te duci și tu să bei apă o secundă și deja s-a câștigat meciul. Tu ești bun. Ce o adubură de apă și... Băi, băiatul, ia. Următorul meci, un meci super interesant între Andreea, cum îi spun eu, balerina, și Maria. Vedem cine va câștiga, să vedem. Nu știu de ce, dar cred că sunt pregătit să văd meciul ăsta. Mișcat? Unde ți-au fugit ochii? Uh-huh. Ready, go! Bă, asta închetundarea, băi, băiatule, sunteți forță! Let out all your anger. Let it out. Cine sper să câștige? Sincer? Amândouă aș vrea să câștige dacă ar fi după mine, dar chiar sunt... Dă-i, trageți! Băi, băi, atunci! Ok, unde aveți un prim? Alo? Andrei? Stop! Hey!
Nu ți-am zis, mă, să te uiți la mână? A fost la mână m-am uitat. Următorul meci este vorba despre Bianca cu Teodora. Haide! What? Eu zic să te dai bătută. Intrăm în ultimele trei meciuri. Fetele sunt obosite, dar sunt deja pe poziție. Ready, go! Cum s-a întâmplat? Stop! Ești câștigat. Wanna see me run to that mountain back? You wanna see me do it again? În sfârșit am ajuns la meciul pentru locul 3 și locul 2. Dar oare cine va câștiga locul 1 și mystery box-ul? Sunt tare curios după meciurile astea. Ready, go! 2 seconds later. Să fie ea oare câștigătoarea Mystery Box-ului? Vrei să câștigi 100%, nu? Da, se vede că... Să vedem, uitați ce are aici, care macă! Hai să ne dăm drumul la următorul meci. Oare cine va fi câștigătoarea și cea care va deschide Mystery Box-ul? Avem acum finala. Mamă, câte emoții pot să am, deci nu vine să cred. Au fost meciuri super strânse. Haideți să vedem cine câștigă locul 1 și Mystery Box-ul. Stânga, suntem pregătită? Cea mai pregătită. O să câștigăm? Normal. Ce în Mystery Box? O să vedem, pentru că eu o să-l deschid. Dreapta, după ce ai auzit tot ceea ce a afirmat stânga, ce părere ai? Că o să bat. Ce să câștigi după ce o să bați? Rămâne de văzut, la surprize, să mă surprindă, ca să zic așa. Ready, go! Mai, ce se întâmplă în situația asta între ele? Strap match. Wow! Catarama asta cu un deget. Așa. Nu le strânge foarte tare. Da. Ia-ți puțin. Ideea e să nu miște ele, da? Da, da, ok. Mamă, frate, am pus strap-urile, ești nebun. Hai să vedem cine câștigă, e greu rău. Go! Wow! Wow! Avem o câștigătoare? Wow! Flawless victory. Bravo, Andreea, felicitări. Chiar a fost cel mai greu meci până acum. Cum se simte să câștigi? Păi, știam dinainte, adică mă așteptam să câștig, evident. Cum se simte să pierzi în finală? Am avut o concurentă foarte puternică, deci eu mă simt bine că am ajuns până aici. Felicitări. Mulțumesc frumos. Păi ne place proteină cu o fostă știre dimineață. Mamă, avea ce cred pentru campioni. Ce o să faci cu banii? Leilor, ăștia am fost noi, ăsta a fost challenge-ul de astăzi. Dacă vreți să mai vedeți challenge-uri, lăsați în comentarii și la 5.000 de like-uri o să repetăm istoria, dar cu mai multe fete. Până data viitoare, stați mari, fraților. El a fost Andrei, iar ea este campioana asta, Andreea. Vă pupăm! Pa!